Vreau doar să dau o replică la ce s-a întâmplat joi în Consiliul Municipal referitor la sancționarea mea. Vreau ca să le amintesc acelora care nu știu a citi legea, eu sunt funcționar public. În 2015, în urma concursului, am obținut statut de funcționar public, iar funcționarul public, conform legii 158, fi sancționat sau demis de către autoritatea care l-a numit. Cu alte cuvinte, primarul general. De principiu, sunt de acord cu acea comisie care doresc consilierii să o instituie, pentru că cei ce s-au vorbit la tribună, acei consilieri habar nu au ce se întâmplă în sistemul sănătate, iar după ce voi vedea această decizie semnată, vom lucra împreună cu comisia ca să le aducem toate argumentele. Mulțumesc!